Weekendul trecut a avut loc finala campionatului național de aruncări lungi, unde Giurgiu a fost reprezentat cu succes de sportiva legitimată la CSS Giurgiu, Bianca Damian. Sub îndrumarea tatălui său, antrenorul Marian Damian, Bianca a reușit o aruncare ce a propulsat-o pe primul loc la nivel național, obținând medalia de aur. Bianca duce astfel tradiția familiei mai departe, deoarece atât tatăl cât și mama ei au practicat acest sport în trecut. Acum a reușit să ia prima medalie adevărată din viața ei și întâmplător este chiar cea mai strălucitoare. E o bucurie foarte mare pentru ea, pentru că a reușit acum să aibă și ea o medalie a ei în vitrina cu trofee pe care noi o avem în casă de ani buni. Bianca Damian practică sportul de 2 ani, iar aurul l-a câștigat la categoria copii 2, cu vârste cuprinse între 11 și 12 ani. Sunt mândru de tot ceea ce copilul meu mi oferă, dar sunt mândru de toți copiii mei în general, pentru că până la urmă am spus-o de nenumărate ori, toți elevii pe care i-am eu îi consider ca fiind copiii mei. Cu un tată fost atlet și actualmente profesor, Bianca nu își neglijează școala, dar nici pregătirile sportive. De câte ori poate și în calitate de părinte știu exact când poate și când nu, vine negreșit la antrenamente. A început să practice atletismul în urmă cu 2 ani. Toate rezultatele copilului meu pentru noi ca și părinți reprezintă un cadou. Asta aviz tuturor părinților care pot să ofere un cadou zilnic copiilor lor printr-o vorbă bună, prin preocupare zilnică vis-a-vis de activitatea odraslelor. Ăsta e cel mai mare cadou, nu trebuie să cumpărăm ceva anume. Deși pare un sport mai greu de abordat, aruncarea cu discul sau greutatea nu pun în pericol sănătatea copilului. Tinerii se întrec într-o formă mai ușoară de aruncarea discului sau aruncarea greutății. Sunt niște obiecte ușoare, specifice vârstei lor. Bianca Damian a obținut un record național la aruncarea greutății de această dată în cadrul etapei semifinale, iar la sfârșitul săptămânii va avea loc proba finală.